Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi, despre Corneliu Zelea Codreanu. Totul pentru țară. Corneliu Zelea Codreanu s-a născut la 13 septembrie 1899 la Huși, cu numele Corneliu Zelinski. În anul 1902, tatăl său Ion Zelinski și-a românizat numele în Zelea Codreanu. Mama sa, Eliza, născută Brauner, era de origine germană, provenind dintr-o familie originară din Bavaria. Străbunicul din partea mamei, pe numele său Adolf Brunner, a sosit din Bavaria în Bucovina ca funcționar vamal. Corneliu a fost botezat într-o biserică ortodoxă odată cu părinții săi, care s-au convertit și ei la credința ortodoxă. Corneliu și tatăl său Ion Zelea Codreanu s-au străduit să-și afișeze o origine neoș-română, reclamându-se a se trage dintr-o veche familie de răzeși și arătând că numele Zelea ar fi provenit de la Zale și nu de la Zelinski, care înseamnă în poloneză Codreanu. La procesul din anul 1938, avocata lui Corneliu Zelea Codreanu susținea că străbunicul său, pe care ea îl numea Simion Zelea, se trăgea dintr-o familie de răzeși moldoveni din satul Igești, din Bucovina, care în perioada 1786-1848, când Bucovina a fost sub administrație poloneză ca parte din provincia Galiția, a fost obligat de autorități să schimbe numele în Zelinski. Corneliu Zelea Codreanu a fost un om politic român, fondator al mișcării legionare. Iată care erau crezurile marelui conducător al legiunii. De atunci mi s-a înrădăcinat credința care nu mă va părăsi, că cel care luptă chiar singur pentru Dumnezeu și neamul său nu va fi învins niciodată. E îngrozitor. Noi, poporul român, să nu mai putem da roadele noastre, să nu avem o cultură românească a noastră, a neamului, a sângelui nostru, care să strălucească în lume alături de roadele altor neamuri. Să fim noi condamnați azi a ne prezenta în fața lumii întregi, cu produse de esență jidănească, azi, în ultimul moment, când lumea așteaptă ca poporul român să apară cu rodul sângelui și geniului său național, noi să ne prezentăm cu o infecție de caricatură culturală iudaică. Țara aceasta pierde din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe. Atâta timp cât va exista pe lume un singur legionar conștient de misiunea lui, mișcarea legionară va fi vie, activă și de neînvins. Clocotește ura în jurul vostru ca marea în jurul unei insule de piatră. Vi se vor întinde paharele de ademenire, politicianismul, prin miile de mijloace. Va voi să vă facă trădători. Vor curge cuvintele mieroase și promisiunile, minciunile, calomniile. Vor încerca dezvinarea voastră, vor curge deopotrivă asupra voastră amenințările și ura. Veți fi prigoniți. Veți simți amarul nedreptăților, eu vă strig, nu vă lăsați. Cine vrea să învingă trebuie să știe să rabde. Acum e eroismul răbdării. Ele nu vor avea decât un singur efect, de a acumula în suflet nedreptate peste nedreptate, calomnie peste calomnie, lovitură peste lovitură, durere peste durere. Tineretul acesta le-a răbdat toate, a înnăbușit toate în sufletul său. Acum însă, după atâția ani, dacă aș voi să dau un sfat lumii, a striga, feriți-vă de cei ce rabdă. Cea din tâi problemă care ni se punea era aceasta: cine trebuie să răspundă mai întâi? Cine sunt mai vinovați pentru starea de nenorocire în care se zbate țara, românii sau jidanii? Am căzut unanim de acord că cei din tâi și mai mari vinovați sunt românii ticăloși, care pentru arginții iudei și-au trădat neamul. Jidanii ne sunt dușmani și în această calitate ne urăsc, ne otrăvesc, ne extermină. Conducătorii români care se așează pe aceeași linie cu ei sunt mai mult decât dușmani, sunt trădători. Pedeapsa cea din tâi și cea mai cruntă se cuvine în primul rând trădătorului și în al doilea rând dușmanului. Dacă aș avea un singur glonț, iar în fața mea aș avea un dușman și un trădător, glonțul l-aș trimite în trădător. De unde cunoaștem aceste planuri? Le cunoaștem sigur, trăgând concluzii din mișcările adversarului. Orice comandant de trupă, urmărind cu atenție acțiunea adversarului, își dă seama de planurile pe care acesta le urmărește. E un lucru elementar. În toate războaiele lumii, a fost un conducător care a cunoscut planurile adversarului pentru că ar fi asistat la facerea lor? Nu. Le-a cunoscut perfect din mișcările adversarului său. Pentru ca poporul român să-și frângă orice putere de rezistență, jidanii vor aplica un plan unic și într-adevăr diabolic. Vor căuta să rupă legăturile sufletești ale neamului cu cerul și cu pământul. Pentru ruperea legăturilor cu cerul, vor întrebuința împrăștierea pe scară întinsă a teoriilor ateiste, pentru a face din poporul român, sau măcar numai din conducătorii lui,
Un popor despărțit de Dumnezeu, despărțit de Dumnezeu și de morții lui pentru a-l omorî nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viață spirituală. Pentru ruperea legăturilor cu pământul, izvorul material de existența unui neam, vor ataca naționalismul ca o idee învechită și tot ce se leagă de ideea de patrie și pământ, pentru ca să rupă firul iubirii care unește poporul român de brazda lui. Pentru ca acestea să reușească, vor căuta să pună mâna pe presă. Vor întrebuința orice prilej pentru ca în tabăra poporului român să fie dezvinare, neînțelegeri și ceartă. Și dacă e posibil, chiar îl vor împărți în mai multe tabere care să se lupte între ele. Vor căuta să acapareze cât mai mult din mijloacele de existență ale românilor. Îi vor îndemna sistematic pe calea despreului, nimicindu-le familia și puterea morală. Îi vor otrăvi și ameți cu tot felul de băuturi și otrăvuri. Oricine va voi să omoare și să cucerească un neam va putea să o facă întrebuințând acest sistem. Ruperea legăturilor lui cu cerul și cu pământul, introducerea certurilor și luptelor fratricide, introducerea imoralității și a desprâului, constrângerea materială prin limitarea la maximum a mijloacelor de subzistență, otrăvire fizică, beție. Toate acestea nimicesc o nație mai rău decât dacă ai bate-o cu mii de tunuri sau cu mii de aeroplane. Poporul nu se conduce după voința lui, democrația, nici după voința unei persoane, dictatura, ci după legi. Nu e vorba de legile făcute de oameni, sunt norme, legi naturale de viață și norme, legi naturale de moarte. Legile vieții și legile morții. O națiune merge la viață sau la moarte după cum respectă pe una sau pe alta din aceste legi. Dacă mistica creștină cu finalul ei extazul este contactul omului cu Dumnezeu printr-un salt din natura umană în natura divină, Nikifor Crainic. Mistica națională nu este altceva decât contactul omului sau al mulțimilor cu sufletul neamului lor, printr-un salt pe care acestea îl fac din lumea preocupărilor personale în lumea eternă a neamului, nu cu mintea, căci aceasta o face orice istorie, ci trăind cu sufletul lor. Un popor ajunge la conștiința de sine când ajunge la conștiința acestui întreg, nu numai la cea a intereselor sale. O răzvrătire ar fi când nu s-ar ridica în contra organismului, ci mai puțin, când ar sta în propria ei slujbă, când nu s-ar satisface decât pe ea însăși, când n-ar avea altă menire și alt ideal în afară de ea, când ar deveni propriul ei Dumnezeu, individul în cadrul și în slujba neamului său, neamul în cadrul și în slujba lui Dumnezeu și a legilor dumnezeirii. Cine va înțelege aceste lucruri va învinge, chiar de va fi și singur. Cine nu va înțelege, va cădea învins. Fapta, nu vorba, fă, nu vorbi. Muncitorii români părăsiți în groașă rândurile comuniștilor. Bacșișul, mita și hoția au desfințat sănătatea morală a națiunii române. Justiția care judecă după ordin și nu după conștiință nu există. Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă și nu fi niciodată mișel. Lasă pentru alții căile infamiei, decât să învingi printr-o infamie, mai bine caz luptând pe drumul onoarei. Dacă într-o organizație apar începuturi de gangrenă, ele trebuie imediat localizate și apoi extirpate cu cea mai mare energie. Dacă nu se pot localiza și se extind ca un cancer în întregul organism al mișcării, cauza e pierdută. Viitorul și misiunea organizației sunt compromise. Ea va muri sau își va târî zilele între viață și moarte fără ca să poată realiza ceva. Ea, legiunea tinde să aprindă credințe nebănuite. Ea tinde să transforme, să revoluționeze sufletul românesc. Sufletul e punctul cardinal asupra căruia trebuie să se lucreze în momentul de față. Sufletul individului și sufletul mulțimii. Fii disciplinat, căci numai așa vei învinge. Cine vrea să învingă, trebuie să știe să rabde. Acum e eroismul răbdării. Condițiile esențiale ale elitei sunt să trăim ucigând în noi poftele de îmbogățire materială, să trăim o viață aspră și severă. Atât de mult au fost călcate bietele case de legionari, încât pentru a restabili dreptatea în viitoarea României legionară, numele de legionar trebuie să devină sacru. Nici o forță publică să nu-i poată pătrunde în casă. Oratoria ta este oratoria faptei. Tu făptuiește, lasă pe alții să vorbească. Biruința veșnică și adevărată este biruința născută din martiriu. Recunoaștem că suntem păcătoși. Aceasta e atitudinea legionară față de biserică.
Mișcarea legionară, înainte de a fi o mișcare politică, teoretică, financiară, economică, etc., de formule, este o școală spirituală în care dacă va intra un om la celălalt capăt, va trebui să iasă un erou. În fața ei, a țării, legionarul se prezintă nu cu drepturi cetățenești, ci cu sacre datorii. O Românie nouă nu poate ieși decât din luptă, din jertfa fiilor săi. Nu să ajungi puternic te pregătește, nu pentru binele tău să lupți și să muncești, ci pentru binele și salvarea neamului tău. Legiunea e o organizație întemeiată pe ordine și disciplină. Legiunea e călăuzită de un naționalism curat, izvorât din nemărginita dragoste de neam și țară. Legiunea vrea să trezească la luptă toate energiile creatoare ale neamului. Legiunea apără altarele bisericii pe care dușmanii vor să ni le dărâme. Legiunea îngenunche înaintea crucilor, vitejilor și mucenicilor neamului. Țelul final nu este viața, ci învierea. Învierea neamurilor în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Creația, cultura, nu-s decât un mijloc, nu un scop, cum s-a crezut, pentru a obține această înviere. E rodul talentului pe care Dumnezeu l-a sădit în neamul nostru, de care trebuie să răspundem. Va veni o vreme când toate neamurile pământului vor învia cu toți morții și cu toți regii și împărații lor, având fiecare neam locul său înaintea tronului lui Dumnezeu. Acest moment final, învierea din morți, e țelul cel mai înalt și mai sublim către care se poate înălța un neam. Neamul este deci o entitate care își prelungește viața și dincolo de pământ. Neamurile sunt realități și în lumea cealaltă, nu numai pe lumea aceasta. De vor intra trupele rusești pe la noi și vor ieși învingătoare, cine poate să creadă? Unde este mintea care să susțină că ele vor pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adică bolșeviza? Iașul, zidit pe 7 dealuri ca Roma, este și rămâne cetatea eternă a românismului. Nu admitem nimănui ca să caute și să ridice pe pământul românesc alt steag decât acela al istoriei noastre naționale. Oricâtă dreptate ar putea avea clasa muncitoare, nu-i admitem ca să se ridice peste și împotriva hotarelor țării. Nu va admite nimeni ca pentru pâinea ta să pustiești și să dai pe mâna unei nații străine de banchieri și cămătari tot ce a agonisit truda de două ori milenară a unui neam de muncitori și de viteji. Dreptatea ta în cadrul dreptății neamului. Nu se admite ca pentru dreptatea ta să sfarmi în bucăți dreptatea istorică a nației căreia îi aparții. Poporul român în aceste zile ale lui nu are nevoie de un mare om politic, așa cum greșit se crede, ci de un mare educator și conducător care să biruiască puterile răului. Nu contează că e evreu și vă rog să rețineți pentru totdeauna că nu împotriva evreilor ca atare trebuie să se îndrepte lupta necruțătoare a unui legionar autentic, ci contra celor ce fac rău României și bisericii creștine. Corneliu Zelea Codreanu face referire la faptul că a salvat un evreu de la nec. Neamul nostru n-a trăit prin milioanele de robi care și-au pus gâtul în jugul străinilor, ci prin Horia, prin Avram Iancu, prin Tudor, prin Iancu Jianu, prin toți haiducii care în fața jugului străin nu s-au supus, ci și-au pus flinta în spate și s-au ridicat pe potecile munților, ducând cu ei onoarea și scânteia libertății. Prin ei a vorbit atunci neamul nostru, iar nu prin majoritățile lașe și cuminți. Ei înving sau mor, indiferent. Pentru că atunci când mor, neamul trăiește întreg din moartea lor și se onorează din onoarea lor. Ei strălucesc în istorie ca niște chipuri de aur, care fiind pe înălțim sunt bătute în amur de lumina soarelui, în timp ce peste întinderile cele de jos, fie ele cât de mari și cât de numeroase, se așterne întunericul uitării și al morții. Aparține istoriei naționale nu acela care va trăi sau va învinge cu sacrificarea liniei vieții neamului, ci acela care, indiferent dacă va învinge sau nu, se va menține pe această linie. O altă trăsătură fundamentală a legiunii a fost cultul morții, considerată ca o alternativă preferabilă într-o situație conflictuală. Legionarul iubește moartea că sângele lui va servi pentru plămădirea cimentului României legionare. Corneliu Zelea Codreanu, 9 porunci legionare, din ziarul Gărzii de Fier a Basarabiei. Moartea, numai moartea legionară, ni dragă moartea pentru capitan, Radu Gir, imnul tinereții legionare. În 1933, Codreanu întemeiază ca expresie politică a mișcării legionare partidul Totul pentru Țară, prezidat de inginerul Gheorghe Klime, cu o platformă program atât de violent fascistă, antisemită și antioccidentală, încât primul ministru liberal, Ighe Duca,
delegare Carol al II-lea să organizeze alegerile, îi interzice participarea la alegeri. Duca e asasinat după 3 săptămâni de un grup de 3 legionari. Stere Ciumeti, secretarul mișcării legionare, e asasinat în replică la 29 decembrie în același an din ordinul lui Victor Iamandi, ministrul liberal al justiției, corpul său fiind aruncat într-un lac bucureștean. Printre inculpați în procesul intentat asasinilor lui Duca, în afară de Codreanu, au compărut și generalul Gheorghe Cantacuzino Grănicerul, Nichifor Crainic și alții, sub acuzația de conspirație criminală. Codreanu a fost achitat din nou, instanța considerând că nu era vinovat de crimă, deși el avea controlul absolut asupra organizației. La 24 septembrie 1934, Codreanu a convocat Consiliul de Onoare al Legiunii pentru a-l judeca pe ziaristul legionar și anticodrenist Mihai Stelescu, pentru că acesta publicase în ziarul la care lucra un articol care îl critica pe Codreanu că ar fi organizat un atentat la viața căpitanului. Consiliul respectiv Codreanu l-au declarat pe Stelescu vinovat de înaltă trădare față de legiune și capitan și au decis excluderea lui Stelescu din mișcare, cu precizarea acordului Stelescu dreptul ca într-un viitor cât mai îndepărtat, care rămâne la aprecierea mea, să-și poată răscumpăra în fața aceluiași Consiliu de Onoare, convocat de mine în acest scop, numai prin jertfă, onoarea pierdută și păcatul făptuit. Dar Stelescu și-a continuat critica la adresa capitanului, pe care l-a făcut laș, desfrânat și slab orator. În 1936, un grup de 10 legionari studenți la teologie a pătruns în spitalul în care era internat Stelescu pentru recuperare în urma unei operații de apendicită și l-au împușcat pe patul de spital cu 120 de gloanțe, după care i-au aplicat multiple lovituri în cap cu un topor, intonând imnuri legionare. Grupul de criminal trimis de capitan ca să-l pedepsească pe dizident a primit porecla de decemvii, 10 bărbați, iar cei care l-au pedepsit pe Ighe Duca au fost numiți nicadori. Făptașii s-au predat poliției și au fost omorâți la rândul lor în 1938, odată cu Codreanu. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!